dimineața și bine ați venit astăzi aici la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Palatul Copiilor din Bacău. În câteva momente va începe și spectacolul artistic dedicat dumneavoastră pentru această zi minunată. Iar cei care doriți să vă înscrieți la diferite cercuri de la Palatul Copiilor, înscrierea se fac după programul artistic și după festivitatea de deschidere la Palatul Copiilor, la domnii profesori. Adresez un sincer și deosebit călduros de bun venit, pentru că activitatea noastră aici la CERC, să știți că începe alături de copiii dumneavoastră. Suntem un colectiv didactic deosebit, suntem un colectiv didactic care, prin activitatea care o desfășoară la CERC în cadrul Palatului, se pliază pe aptitudinile copiilor dumneavoastră. Permiteți-mi să dau citire cercurilor și coordonatorilor. Cercul Sanitarii Pricepuți, coordonat de doamna profesoară Laura Magdalena Ghinea. Cercul de Judo, coordonat de doi profesori care au obținut rezultate deosebite în întrecerile sportive, atât pe plan național cât și internațional, respectiv domnii profesori Chelariu Aurel și profesor Manole Constantin. Vreau să vă spun totodată că sunt foarte iubiți de copii. Cercul de muzică populară, coordonat de domnul profesor Mihai Bârjoveanu. Vedeți reacția publicului, de asemenea iubit de copii. Cercul de muzică ușoară, folk, coordonat de inimosul profesor Claudiu Filip și profesor Emil Iftimie. În cadrul acestui cerc vor desfășura activitatea specifică pe canto, muzică ușoară, tobe, chitară și pian. Un alt cerc, cultură și civilizație engleză, coordonat de domnișoara profesoară Andreea Băncilă. Cercul de grafică și pictură icoane, coordonat de domnul profesor Bandi Cristian. Cercul de design grafic, pictură de șevalet, coordonat de domnul profesor Făcăoaru Dorel. Cercul de artă textilă, coordonat de doamna profesoară Grecia Emma Camelia. Cercul de electrotehnică, coordonat de domnișoara profesoară Monica Vortoș. Cercul de educație rutieră, respectiv karting, coordonat de domnul profesor Eugen Diac. Cercul de teatru, actorie, regie, păpuși, creație literară, coordonat de binecunoscutul regizor profesor Gheorghe Balint. Cercul de protecție a mediului, coordonat de doamna profesoară Dumeanela. Dans modern, respectiv șah, coordonat de domnul profesor Petrică Radu. Cercul de design vestimentar, coordonat de doamna profesoară Gârbea Oana. Cercul de informatică, așa, Radio Club, mă scuzați, coordonat de domnul profesor Gabriel Cicerone Zaharia. Cercul de desen, coordonat de doamna profesoară Busuioc Adriana, da. Și nu în ultimul rând, cercul de handbal, coordonat de subsemnatul și domnul profesor Tancău Eusebiu. Vă adresez încă o dată un bun venit în mijlocul nostru. Bună ziua! Sunt inspectorul de artă Irina Negrea. Mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră în această ocazie festivă și doresc să vă asigur de sprijinul meu în activitățile pe care le vor desfășura elevii și profesorii în acest an școlar la Palatul Copiilor și vă urez succes în activitate. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc tare mult de invitație și sunt bucuros că pot fi alături de Palatul Copiilor, de acești copii care îi văd în fața mea, care de-abia așteaptă să înceapă cursurile. Văd pe părinți care cu emoție sunt alături de copii. Ce vreau să vă spun, că mă simt ca într-o familie și eu cred că fac parte din familia Palatului Copiilor, pentru că tot timpul am ținut aproape și am încercat să ajut atunci când s-a putut și îmi doresc și în continuare, ca în calitate de consilier local, să fiu alături de Palatul Copiilor.